Răsărite din pământul negru de la Lunca Rătești, cele 5 case clădite parcă în joacă au prins contur. Au acoperișuri și geamuri, iar în curând vor găzdui primii oaspeți. Astăzi, mai mulți voluntari, studenți și masteranți de la secția de peisagistică a Universității de Arhitectură și de la Asociația Turistică Ghizii României au realizat un acoperiș verde. Plantăm pe un acoperiș verde plante decorative. Este un exemplu în România, eu nu am mai văzut. Cred că este și primul de altfel. Pământul de aici și după locul acesta pe care l-am cumpărat este un pământ negru și lutos, numai bun pentru construcții cob. Și ca să ne încadrăm perfect în peisaj, o să acoperim căsuțele cu... O să avem un acoperiș verde. Să ne încadrăm perfect în zonă, ar fi bine ca dealul ăsta să continue tot cu verde și mai departe. Atelierul de azi este un pas important în pionieratul înverzirii acoperișurilor. La fel ca și satul de Lut, în care pereții caselor se modelează manual cu firide în care sunt fixate funduri de sticle colorate, care permit luminii de afară să lumineze discret interiorul. Deja locația a devenit o curiozitate turistică pentru cei care vin să viziteze Vulcanii Noroioși sau Mănăstirea Rătești. Autocarurile se opresc aici, iar turiștilor li se oferă informații despre cum au fost construite clădirile și ce materiale au fost folosite. La vară, satul va fi deschis oficial, iar turiștii vor putea fi cazați în casele de lut și vor putea gusta din bucatele tradiționale în restaurantul cu acoperiș verde. Primii turiști oricum or să fie din presă și din agențiile de turism, da? O să experimentez pe ei. Primele 3 săptămâni o să fie pentru ei și sper să se întâmple în vara asta. Undeva, poate sfârșitul lui iunie, începutul lui iulie, dacă mă ajută vremea, dacă, nu știu, o să fiu sănătoasă, habar n-am, putere de muncă am, de vrut vreau, îmi doresc, acum... Chiar mâine, Cob Village va fi vizitat de 120 de elevi ai școlii de ghiz, care apoi vor urca la Vulcanii Noroioși pentru un exercițiu de noapte. În afară de calitățile ecologice evidente, o astfel de casă din Cob Village este și foarte rezistentă la cutremure și poate suporta, conform afirmațiilor constructorilor, 9 grade pe scara Richter.